se remarcă încă de la debutul ei, prin revitalizarea prozei clasice și mai ales prin revitalizarea romanului de mister. Însă ceea ce aduce ea nou și ceea ce este cu adevărat de apreciat este că nu lasă misterul la nivelul prozei clasice, ci reușește să strecoare către cititori posibile explicații raționale ascunse în spatele tainelor. Cu toate acestea, tainele rămân cumva întregi până de la începutul până la finalul cărții, căci într-un plan secund, ceea ce iese mai ales la suprafața povestirii este taina sufletului omenești, tainele multor suflete omenești surprinse în acest roman. Aș vrea să citesc puțin partea de început pentru a vă introduce în atmosfera de mister, atmosfera de taina romanului. Motoul. Dincolo de marginile acestei luni se întind alte luni. Sunt locuri pe unde poți să treci dintr-o parte într-alta. Un astfel de loc se află aici. Noaptea, iar povestea asta începe noaptea, podul era înnecat în beznă, astfel încât, abia când urechea prindea vuietul adânc și nemărginit al puhoiului de apă, era în stare să întrezărești prin fereastra aia întinderea întunecimii nestatornice care curgea și schimba necontenit unduirea, luminată neguros de propria forță. Încă de la începutul romanului ne întâmpină un han, un râu plin de secrete, de mistere, un han condus de o femeie, un han la care se spun extraordinar de multe povești, povești și ele pline de mister, dar la un moment dat ușa hanului se deschide, pe ea pătrunzând un bărbat misterios, purtând în brațe un copil care este mort, dar de fapt este viu, și de aici începe o poveste trăită de personajele acestea, de locuitorii de pe malul Tamisei, o poveste trăită de ei care înlocuiește toate poveștile pe care le creaseră până acum. Paternitatea acestui copil misterios va dezvolta multiple fire narrative, căci există trei familii care își asumă o posibilă paternitate și ceea ce reușește autoarea este să păstreze până la un punct ca plauzibile toate aceste posibilități, însă singura certitudine pe care o avem în acest proces de atribuire a paternității este următoarea. Copilul, fetița, a venit din râu și este o certitudine plină de mister care se păstrează până la finalul cărții. O carte care, dincolo de plăcerea poveștii și dincolo de provocarea misterului, poate fi citită și dintr-o perspectivă psihologică. Pentru că este un roman al pierderii, al felului în care oameni din diverse categorii, neapărat sociale, cu diverse profile psihologice, se raportează la ideea de pierdere, de pierderea unui copil, de găsirea unui copil. Apariția fetiței aducând la suprafață tot felul de secrete de familie, tot felul de răni nevindecate, de dorințe. Personajele, aflându-se într-un proces de negare, își creează singure niște povești despre pierderile suferite, construindu-și apoi propriile vieți, realitatea vieților, ca urmare a poveștilor spuse de ei. Este un roman cu foarte multă suferință, dar cu foarte multe personaje extraordinar de bine conturate și prinse în această atmosferă de pe malurile râului, care, așa cum spunea și Denisa, este personajul principal sau un suprapersonaj, meandrele curgerii lui părând să dicteze nu doar viețile oamenilor care trăiesc pe malurile sale, ci și felul în care se spun poveștile și felul în care curge și se încheagă marea poveste care leagă celelalte povești. Viața oamenilor de pe malul Tamisei urmează parcă această curgere a râului, un râu cu o curgere surprinzătoare pe care voința omului nu o poate controla. Personajele sunt extraordinar de bine realizate, conturate, plasate în atmosfera, în,
în geografia râului, dar și în spiritul anilor și locului respectiv. Dintre ele, cel mai drag mi-a fost fotograful, care vede dincolo de suprafețe, vede parcă prin partea de suprafață a râului, a vieții, a oamenilor, le vede sufletul și știe în același timp să cuprindă în imaginile sale adevărul de dincolo de suprafețe. O să citesc și un fragment de la finalul cărții, prin care se sugerează această legătură puternică dintre curgerea râului și destinul oamenilor și povestea care le cuprinde pe toate. Stând la cârma lui Collodion, care își urma drumul, Dante a recunoscut că râul e ceva prea cuprinzător ca să poată încăpea în vreo carte. Maestos, viguros, insondabil, el se arată îngăduitor cu treburile oamenilor până într-o zi când se poate întâmpla orice. Astăzi îți învârte o roată ca să macini arpacașul, mâine ținând ogorul. Privea apa care se scurge pe lângă vas, luând mințile multora cu false speranțe, creând impresia prin sclipiri de lumină că ar purta cu el fărâmături din trecut ori din viitor. Avusese multe înțelesuri pentru mulți oameni de-a lungul anilor. În cartea lui a adăugat despre asta un mic eseu. Un alt personaj creat în aceeași notă a misterului și a puterilor care par supranaturale, dar care de la un punct încolo pot avea o explicație, este doamna Bliss, care își ținea acoperit ochiul cu un petec pe care își-l pusese de când avusese 15 ani. Oamenii credeau că pentru a-și ascunde urâțenia, dar la un moment dat aceasta mărturisește că, de fapt, ochiul acela ia vedea partea întunecată din sufletul oamenilor. E o povară să știi prea mult. Când am împlinit 15 ani, mi-am cusut primul petic și de atunci l-am purtat tot timpul. Bineînțeles că toată lumea își închipuie că mi-e rușine de ochiul ăsta. Ei cred că mi-ascund urâțenia, dar de fapt eu ascund urâțenia lor. În carte găsim fermecătoare descrieri sinestezice ale naturii. Cartea e un pic citită pe mai multe paliere, pentru că aici găsim și suspans și povești de dragoste, deoarece autoarea nu merge doar în curs în direcția de curgere a râului, ci se întoarce parcă și în partea cealaltă, aducând în prim plan, aducând în prezent și trecutul personajelor care suferă după pierderea unui copil. De asemenea, găsim mister, crime, mituri, perspective științifice. Romanul fiind fermecător, dar în același timp atrăgător și captivant, provocator, ca suprafețele unui râu dincolo de care se ascund multe secrete.